Al doilea centru de vaccinare drive-thru din România s-a deschis în urmă cu puțin timp și la Cluj-Napoca. În fiecare zi, de la 8 dimineața și până la ora 20, oamenii se pot vaccina chiar în mașinile personale. Colega mea, Bianca Baraboi, se află și ea acolo. Bianca, bună ziua! Ce este important să știe oamenii? Bine v-am găsit! Procedura este extrem de simplă. Nu este nevoie de programare și e nevoie să ai asupra ta doar buletinul și formularul de triaj. De menționat este faptul că se poate vaccina oricine, chiar dacă nu este din Cluj-Napoca. La intrare în parcare te întâmpină polițiștii care îți explică și te sfătuiesc cum să ajungi la medicii care sunt pregătiți cu vaccinul Pfizer. Se deschid geamurile, se scoate brațul pe geam, se primește vaccinul și mai apoi ești direcționat către un loc din parcare unde poți să rămâi preț de 15 minute pentru posibilele reacții adverse, asta ca să nu apară reacții în timp ce oamenii se află la volan în mers. Partea de registratură merge puțin mai greu, însă totul este gata în câteva minute. Pentru cei care nu conduc, este important de știut că pot veni aduși de cineva cu mașina, chiar dacă șoferul nu dorește vaccinul. Deocamdată fluxul de aici s-a deschis doar de o oră. Vedem deja mașini care stau la coadă și iată, oamenii par interesați, unii vin chiar și cu taxiul. Și cum spuneai, Livia, și tu, programul este de dimineață de la 8, inclusiv până seara la 8, chiar și în weekend. Și încă o veste bună pentru clujeni este că rata a ajuns la mai puțin de 3,5 la 1000 de locuitori și că vom scăpa așadar și de restricțiile din weekend.